Vă salut, prieteni, sunt Cristian Alexandrescu. Subiectul de azi, Ramses al II-lea, faraonul Exodului, istoria mumiei. Ramses al II-lea, cunoscut ca Ramses cel Mare, Ozymandias în greacă, a fost al treilea faraon al celei de-a 19-a dinastie a Egiptului, noul regat. E considerat cel mai cunoscut și cel mai mare faraon al Egiptului antic. Succesorii săi și poporul egiptan l-au supranumit Marele Predecesor și îl numește azi cu afecțiune Sese. Data încoronării lui Ramses al II-lea, 3 Shemu, ziua 27, 31 mai 1279 înainte de Hristos, a fost declarată sărbătoare în timpul dinastiei 20. Se presupune că a urcat pe tron în jurul vârstei de 24-25 de ani. Și-a condus Egiptul din 1279 înainte de Hristos până în 1213 înainte de Hristos, domnia sa durând 66 de ani și 2 luni, conform scrierilor lui Maneto. Conform anumitor legende, ar fi trăit 99 de ani, dar de fapt a trăit până la vârsta de 90-91 de ani. Oricum, în timpul domniei sale a celebrat 14 festivaluri Sed, mai mult decât oricare alt faraon egiptean. Fiind prinț regent, a condus expediții în sud de Nubia, comemorate în inscripțiile de la Bait al-Wali și Gerf Hussein. În timpul domniei sale a condus câteva campanii militare în nord, în estul Mării Mediteraneene, pe actualul amplasament al Israelului, Libanului și Siriei. În prima parte a domniei sale s-a axat pe construcția de orașe, temple și monumente și a stabilit capitala noul oraș Pi Ramses, în delta Nilului, pe ruinele orașului Avaris, fosta capitala Hicsoșilor. În acest oraș se află principalul templu al lui Set. A fost înmormântat în Valea Regilor, în mormântul KV7. Apoi mumia s-a fost mutată într-un loc secret la Deir el-Bahari, fiind descoperită în 1881, iar acum mumia sa se află la muzeul din Cairo. Cum spuneam, s-a născut în anul 1303 înainte de Hristos, iar la vârsta de 14 ani, Ramses a fost numit prinț regent de către tatăl său Seti I-ul. Ramses al II-lea a fost fiul faraonului Seti I-ul și al marii soții regale Tuia. El a avut doi frați. Fratele mai mare, Nebkasetenebet, succesorul direct al lui Seti I-ul, dar acesta a decedat la o vârstă fragedă, și sora Tia. Primul eveniment mare al vieții viitorului faraon a fost fără îndoială ascensiunea la tron a bunicului său, Ramses I-ul. Ramses, având atunci doar 5 ani. Doi ani mai târziu, în 1290 înainte de Hristos, după moartea lui Ramses I-ul, Seti I-ul, tatăl său, a devenit faraon. Seti I-ul, pentru a-i oferi o bună educație, a numit cei mai buni oameni de la curte să-i fie mentori. Astfel, Paser Vizirul s-a ocupat de educația sa în tehnica militară, diplomație, finanțe și astrologie. Al doilea profesor menționat este Imenemipet, prieten al lui Ramses din copilărie și vicerege al Nubiei, dar nu se cunoaște cu ce anume a contribuit acesta la educația viitorului faraon. Tia a fost un alt mentor al lui Ramses. Acesta a devenit unul dintre cei mai buni prieteni ai faraonului și un om foarte influent când discipolul său devine faraon, merge atât de departe încât îi devine acestuia cumnat, căsătorindu-se cu sora sa omonimă Tia. Ramses a primit responsabilități de la o vârstă fragedă, la 10 ani fiind numit comandant al armatei și supervisor al construcțiilor. O inscripție găsită la Qubank glorifică noile titulaturi ale tânărului Ramses astfel: niciun monument nu a fost ridicat fără supravegherea ta, nici o misiune nu a avut loc fără binecuvântarea ta. Izvoarele indică că Ramses a fost instruit în utilizarea armelor de la o vârstă fragedă, arătând aptitudini naturale în mânuirea acestora și conducea carul de luptă cu îndemânarea unui soldat de carieră. La vârsta de 14 ani, i-a fost permis să ia parte la prima bătălie, însoțind armata egipteană la înăbușirea unei revolte în Libia. La întoarcerea din campania din Libia, tatăl său l-a numit prinț regent. Seti I-ul a luat această decizie în cel de-al 7-lea an al domniei sale datorită pericolului pe care îl reprezentau preoții zeului Amon, care deveniseră foarte puternici după perioada Amarna. Atât de puternici încât erau în postura să pună în pericol autoritatea faraonului și a succesorului acestuia. Acest fapt s-a datorat faptului că Seti I-ul, ca și tatăl său Ramses I-ul, nu erau de viță regală. Ramses I-ul a fost un general de armată numit Pramses, care a succedat la tron după moartea altui general, Horemheb. Prin această manevră politică, Seti I-ul a pus capăt posibilității ca preoțimea Amon să succeadă la tron după moartea sa. Ramses era acum cunoscut ca Usermatra Ramses, adică puternic în adevăr Maat,
și Nra, fiul lui Ra. Se spune că Ramses a trăit cu complexul rădăcinilor lui mai puțin nobile. Într-o inscripție de la Abidos, comemorând drepturile sale divine date prin naștere, consemnează: Men m-a atras, Seti m-a crescut, iar zeul zeilor m-a avansat la conducere, deși am fost doar un copil. Încă de pe vremea când eram în ou, el mi-a dat pământul, curtenii au sărutat pământul în urma mea când am fost numit primul fiu și când m-am ocupat de afacerile celor două țări, fiind comandant al infanteriei și al cavalerii. Când tatăl meu s-a ridicat în fața poporului cu mine în brațele lui, l-a spus așa: Să-l creșteți ca pe un rege, să pot să-i văd frumusețea cât timp voi trăi. Ramses sugerează în acest text că s-ar fi născut din noul divin, deși era conștient de faptul că s-a născut ca un om de rând, din viță de oameni simpli. După numirea sa ca prinț regent, a fost instalat în propriul său palat în orașul Smirna împreună cu cele două soții ale sale. Anii domniei. Seti I-ul a murit în jurul anului 1279 înainte de Hristos, la vârsta de aproximativ 50 de ani. Funeralele lui Seti, conform tradiției, au durat 70 de zile. Încoronarea lui Ramses al II-lea a avut loc la festivalul Shemu, 31 mai 1279 înainte de Hristos, având vârsta de aproximativ 24-25 de ani. Deci încoronat, Ramses era bântuit de faptul că nu e de sânge regal. Pentru a depăși această condiție, s-a străduit să dovedească faptul că e demn de titlul regal. Astfel, în timpul domniei sale, a încercat să exceleze în campanii militare, construcții, religie și, în ultimul rând, în scrieri care să-i pomenească numele. În al doilea an, Ramses al II-lea i-a învins în mod decisiv pe pirații Shardana, care au provocat ravagii de-a lungul coastei mediteraneene din Egipt prin atacarea navelor de marfă. În al patrulea an al domniei a inițiat prima campanie în Siria și a comemorat-o prin ridicarea unei stele în apropiere de Beirut. Multe căpetenii cananite au fost luate în captivitate în Egipt. Ramses le-a jefuit apoi pe căpetenii asiatice în propriile lor țări, întorcându-se în fiecare an la sedul său, la Ribla, cu tribut. În vara celui de-al patrulea an al domniei începe o campanie pentru a prelua puterea în Levant. Străbate Canaanul, prelung controlul tuturor porturilor feniciene, apoi cucerește orașul Hitita Muru. Lăsându-și o parte dintre cei mai buni soldați să-l apere, Ramses se întoarce triumfător în Egipt. Tratatul de pace dintre Egipt și Imperiul Hitit se năruie, iar întreaga regiune devine un vulcan gata să-i rupă în orice moment. Fiind un bun strateg, Ramses a început să-și întărească sistemul defensiv la granițele regatului, astfel încât și-a întărit granița din nord-vest în zona deltei Nilului pentru a putea preîntâmpina orice atac din partea nomazilor libieni. Același lucru l-a făcut și la granița nord-estică pentru a preveni atacurile din partea canaaniților. Având granițele consolidate, Ramses a reușit să se relaxeze din punct de vedere militar și să-și pregătească în liniște armata pentru viitoarele campanii. Prin această campanie, Ramses a reușit să-și asigure o mare parte din țărmul estic al Mediteranei, prin cucerirea porturilor feniciene, capturând și flota acestora. În acest fel devine capabil să lanseze oricând o ofensivă asupra hitiților, atât pe mare cât și pe uscat, prin cucerirea orașului Amuru și implicit a unei bune părți din Siria. Hitiții, conștientizând acest lucru, recuceresc orașul Amuru, dar campania lor spre Egipt se oprește datorită pericolului pe care îl reprezentau asirieni la granița estică. Astfel, dominația puterilor în Levant era sub semnul întrebării. În primăvara lui 1274 înainte de Hristos, anul al 5-lea al domniei lui Ramses, Imperiul Hitit, aliat cu Anatolia și Siria, hotără să atace teritoriul nordic al Egiptului. Regele Hitit, Muvatalis al II-lea, conducea forțele aliate formate din două contingente, câte 18.000 de soldați fiecare și 2.500 de care de luptă. Ramses avea să riposteze cu armată formată din 20.000 de soldați și care de luptă. Numărul de efective al celor două tabere nu sunt susținute de dovezi exacte, dar confruntarea finală rămâne în istorie cunoscută drept una din cele mai mari bătălii ale antichității, bătălia de la Kadesh. Deznodământul bătăliei a fost incert, fiecare parte declarându-se victorioasă. După bătălie, Muvatalis al II-lea îi propune lui Ramses al II-lea un tratat de pace, dar acesta îl refuză. La vârsta de 22 de ani, Ramses a inițiat o altă campanie în Nubia, însoțit de doi dintre fiii săi, printre care Amun-Herkhepeshef și Khaemvaset. Deși în timpul domniei lui Ramses, Nubia era o colonie de 200 de ani, cucerirea ei a fost consemnată pe freștele templelor de la Beit al-Wali, ridicate de acesta.
Următorii 16 ani ai domniei sunt dominați de o serie de revolte în zona Canaanului și a fenicienilor, care, sprijiniți și de hitiți, nu mai doreau să accepte autoritatea egipteană. Astfel, Ramses a fost nevoit să conducă repetate intervenții armate pentru înnebușirea revoltelor. Conflictele egipteano-hitite iau capăt în anul 1258, înainte de Hristos, când Ramses al II-lea încheie un tratat de pace cu regele hitit Hattusil al III-lea. Ramses a fost de acord să semneze tratatul cu condiția să se specifice că hitiții au fost responsabili pentru încălcarea tratatului anterior agreat de Akhenaten și Supiluliumas. De asemenea, tratatul prevedea un pact de neagresiune și alianță în cazul în care cele două părți sunt atacate de o a treia parte, sprijin reciproc în înăbușirea revoltelor interne, extrădarea oponenților politici și delimitarea frontierelor. Copii inscripționate ale tratatului s-au găsit la Rameseum și pe pereții templului din Karnak. Anii de domnia lui Ramses nu au fost caracterizați doar de campaniile militare, de asemenea domnia s-a rămas în istorie și pentru construcțiile grandioase ridicate în timpul său și mai ales datorită acestora, având în vedere că istoria domniei sale s-a putut scrie datorită mărturiilor inscripționate pe coloanele sau pe pereții edificiilor sale. Printre cele mai importante monumente care s-au construit în anii săi de domnie se pot aminti Abu Simbel și Rameseum. Pentru realizarea edificiilor sale nu a ezitat să treacă la demolarea clădirilor și a monumentelor ridicate de către Akhenaton și alți predecesori, pentru refolosirea materialelor de construcții și pentru discreditarea acestora. Cea mai cunoscută construcție a lui Ramses al II-lea e fără îndoială templul din Abu Simbel, ansamblu arhitectural localizat în sudul Egiptului, în lunga Nilului, la sud de orașul Aswan. Construit în stânca muntelui, ansamblul e format din două temple, unul mai mare dedicat lui Ramses și unul de dimensiuni mai mici dedicat soției sale, Nefertari. Templul dedicat lui Ramses e săpat în stâncă pe o lungime de aproximativ 55 de metri. Fațada e împodobită cu patru statui colosale ale lui Ramses, având fiecare o înălțime de peste 20 de metri. Între picioarele statuii lui Ramses sunt sculptate statui mai mici, reprezentând Petuia, mama sa, Nefertari și unii dintre copiii săi. Sala mare, care se deschide imediat după antreu, e sprijinită de 8 coloane masive aranjate în două rânduri de câte 4. Fiecare dintre acestea, fiind o statuie a lui Ramses, întruchipat cu atributele lui Osiris. Pe pereții săi sunt pictate episoade din bătălia de la Kadesh. Templul de dimensiuni mai mici, construit în aceeași perioadă, e dedicat soției Nefertari și zeiței Hathor. Acesta, chiar dacă e mai redus în dimensiuni decât templul dedicat lui Ramses, e impresionant de asemenea. Fațada constând în 6 statui, 4 reprezentându-l pe Ramses și 2 pe Nefertari, având fiecare o înălțime de cel puțin 9 metri. Au durat 2 decenii pentru finalizarea acestui vast complex arhitectural, având drept scop celebrarea cultului lui Ramses. Misiunea de a construi acest ansamblu i-a revenit lui Penra, arhitectul său, care cu siguranță nu i-a înșelat așteptările. Rameseum a fost construit pe malul stâng al Nilului, în zona orașului Teba, având 300 de metri lungime și 195 de metri lățime. A fost dotat chiar și cu un port pentru acostarea vaselor în timpul ceremoniilor. Clădirea principală, cu o structură foarte asemănătoare altor temple din timpul noului regat, era formată din două curți cu coloane imense, o sală principală pentru oficierea festivităților, alte 3 săli și un sanctuar. Coloanele sunt decorate cu scene din bătălia de la Kadesh. În interiorul sălii principale este reprezentată bătălia care a dus la cucerirea orașului Dapur. Complexul arhitectural a inclus de asemenea un palat, hambare și 2 temple mai mici, dedicate mamei sale Tuia și soției Nefertari. Rameseum, prin urmare, ar putea fi definit ca un fel de oraș al religiei, pentru că a inclus pe lângă templul principal un număr vast de clădiri, unele dintre acestea având funcții rezidențiale. Au fost construite de asemenea ateliere, întrepozite și chiar o școală pentru cărturari. Casa Vieții, un loc unde scribii își elogiau suveranul. Întregul complex a fost înconjurat de ziduri, asemenea unei cetăți. Pentru ridicarea complexului Rameseum s-au folosit și materiale de construcție rezultate din demolarea altor edificii ridicate de predecesorii săi. În fața ruinelor se află o sculptură gigantă reprezentându-l pe Ramses, care inițial avea o înălțime de 17 metri și o greutate de 1000 de tone, în prezent din aceasta rămânând doar baza și capul, alte părți componente aflându-se în diferite muzee ale lumii.
construcția orașului P. Ramses, Anaktu, tradus casa lui Ramses, mare învingător, a început în cel de-al cincelea an al domniei, devenind apoi reședință regală. Orașul a fost construit în partea de est a deltei Nilului, în apropierea ruinelor orașului Avaris, fostă capitală a suveranilor Hicsoși. Avaris a fost de asemenea și reședința adevărată a tatălui său, Seti I-ul. Noua reședință se află într-o zonă foarte bogată, pământurile roditoare și apele saturate de pește, asigurând aprovizionarea cu hrana rezidenților. Populația orașului a fost compusă atât din egipteni, cât și din emigranți din Libia, Nubia, Canaan și Amuru. Amplasamentul reședinței la granița de est a avut și rol militar, deoarece această zonă era expusă în continuu pericolului invaziilor din Asia Mică. Iar politica această mutare a redus considerabil puterea în ascensiunea clerului din Teba. Istoria orașului P. Ramses a fost descurtăturată, deoarece suveranii dinastiei a 21-a, la doar un secol după moartea lui Ramses, au decis să mute capitala la Tanis. Părăsit, P. Ramses a rămas pradă jefuitorilor. Ce l-a împins pe Ramses să construiască atâtea monumente în onoarea lui, mai multe decât oricare alt predecesor al său? Pentru a înțelege această întrebare, în primul rând trebuie să înțelegem conceptul de monumente egiptene. Ele nu au fost concepute ca monumente arhitecturale, ci ca o legătură directă între semizeu și divinitate. Prin ridicarea templelor, faraonul satisfăcea nevoile zeilor, făcându-le un serviciu, iar dacă zeii erau fericiți și poporul Egiptului era fericit, iar meritele pentru această fericire îi revenea faraonului, în calitatea sa de persoană semidivină, faraonul constituind legătura între popor și divinitate. Ramses, deși era considerat a fi o ființă semidivină, afișa nesiguranță și vanități omenești. El a dorit să arate poporului și zeilor că este demn de statutul său divin și că este mai bun decât predecesorii săi. În acest scop a umplut Egiptul de inscripții cu titlurile, victoriile și meritele sale ca suveran și ca semizeu. De altfel, pe inscripție din perioada sa sunt menționate următoarele: fă cunoscute faptele tale în întreaga lume, astfel încât toți să te gratuleze. Ramses a fost responsabil pentru ștergerea perioadei Amarna din istorie. Mai mult decât atât, a început să distrugă sistematic monumentele Amarna și a făcut presiuni să schimbe structura preoțimii și ritualurile religioase, încercând să le aducă la forma în care erau înainte de domnia lui Akhenaton. Festivalurile Sed. După ce a domnit timp de 30 de ani, Ramses s-a alăturat grupului select format doar dintr-o mână de faraone Egiptului care au fost atât de longevivi. Prin tradiție, în anul 30 al domniei s-a sărbătorit festivalul Sed, iar Ramses a fost transformat în cadrul festivalului în zeu. Acest festival se celebrează apoi la fiecare 3 ani până la moartea faraonului. Înainte să moară Ramses, suferea de grave probleme dentare și de asemenea avea probleme cu circulația sângelui din pricina arteritei. Ramses a murit la P. Ramses pe data de 1 septembrie 1213 înainte de Hristos, domnind peste Egipt aproape 67 de ani. Răspândirea știrii morții faraonului a umplut Egiptul de lacrimi și durere. Cei mai mulți dintre contemporanii săi nu cunoscuseră un alt suveran și credeau că lumea se va sfârși odată cu moartea acestuia. Ceremonia de mumificare a durat 70 de zile conform tradiției. Procesul de mumificare presupune, printre altele, înlăturarea organelor din corp. În timpul acestei operații, dintr-o eroare, lui Ramses i-a fost îndepărtată și inima, aceasta a fost repusă în corpul faraonului, dar într-o poziție greșită. După finalizarea ceremoniilor de mumificare, mumia lui Ramses a fost condusă pe ultimul drum de un cortegiu funerar naval pe Nil, până la Teba, în fruntea cortegiului, fiind nava succesorului său, Merentach. Mumia a fost depusă în mormântul săpat în stâncile din Valea Regilor. După depunerea mumiei și a comorilor în mormânt, intrarea mormântului a fost sigilată. După moartea lui Ramses al II-lea, nouă succesori ai săi, suverana Egiptului antic, au purtat numele, dar niciunul nu a reușit să legaleze în măreție. La câteva decenii după moartea lui Ramses, în timpul dinastiei a 21-a, mormântul său a fost jefuit și multe din comorile depuse au dispărut. Astfel începe istoria plină de peripeția mumiei lui Ramses. Aceasta a fost mutată de mai multe ori de către preoții egipteni în diferite alte morminte, cum ar fi mormântul tatălui său, Capave 17, sau al reginei Inhapi, pentru a oferi de alte jaf. În jurul anului 1000 înainte de Hristos, mumia lui Ramses al II-lea împreună cu alte mumii, inclusiv a bunicului său Ramses I-ul și a tatălui său Seti I-ul, au fost depuse într-o grotă secretă de lângă templul lui Hatshepsut,
Deir el-Bahari, lângă Teba. Au rămas aici până în anul 1881, când a fost descoperită de un jefuitor de morminte, Muhammad Abd al-Rasul. Muhammad a fost arestat, iar în timpul procesului a dezvăluit autorităților noul loc unde se aflau mumiile. Acestea fiind ulterior transportate de către egiptologul Gaston Maspero la muzeul din Cairo. În anul 1974 s-a observat că, datorită condițiilor nu tocmai optime în care era depozitată, mumia a început să se degradeze. Pentru stoparea degradării s-a decis să fie transportată la Paris, la muzeul Louvre, pentru depistarea cauzei. În acest scop, pentru acest transport, i s-a întocmit pașaport. La Paris, mumia lui Ramses a fost întâmpinată pe aeroport cu onoruri militare de către președintele Franței, Valéry Giscard d'Estaing, și de ministrul francez al educației și cercetării. Oamenii de știință au constatat că degradarea mumiei se datorea unei banale ciuperci care a fost îndepărtată. De asemenea, i s-a întocmit o necropsie, stabilindu-se ca și cauza probabilă a decesului infecțiile provocate de abcesele dentare. După aceste teste, mumia a fost transportată înapoi în Egipt, revenind la muzeul din Cairo. După revenirea în Egipt, a fost vizitată de președintele egiptean Anwar Sadat și soția acestuia. Încă de pe vremea lui Eusebiu din Cezarea, Ramses al II-lea a fost identificat ca fiind faraonul căruia Moise i-ar fi cerut să elibereze din sclavie poporul lui Israel. Această teorie e adesea disputată și controversată, criticii menționând că nu există nicio dovadă arheologică care să demonstreze că Ramses s-ar fi înnecat în Marea Roșie. De altfel, Exodul nu face nicio mențiune în sensul că faraonul s-ar fi înnecat împreună cu trupele sale, însă psalmul 136 al lui David menționează acest fapt. De asemenea, critici acestei teorii susțin că nu există dovezi care să indice că în timpul domniei lui Ramses al II-lea ar fi existat plăgile care s-au abătut asupra Egiptului menționate în Biblie. În conformitate cu tradiția musulmană, fiul lui Ramses, Meremptah, este creditat ca fiind faraonul Exodului, dar nici pentru această teorie nu există nicio dovadă. Prieteni, punem punct aici călătoriei noastre de azi. Sunt Cristian Alexandrescu și vă spun, ca de obicei, pe curând!